Nu, am terminat de curățat. Da. Și acum punem un leac de sare. Un leac de sare. Așa. Punem și puțină vegeta. Vegeta. Vegeta e de gust, să știți. Încercați. Dacă n-ați făcut, puteți să încercați. Să nu vă mint. Acum punem ulei. Și un pic de ulei. Trebuie pus aici, dacă nu, să cere. O depista soțul. Și ți-l-o golit. Deci ce l-a lui descoperit. Place... Nostorcel. Ce lui îi place, nu mai las. Da. Atâta-i drăbă până știe. Da. Și acum punem și un pic de oțet. Așa. Să mă uit. Asta e ulei. Ulei. Dar unde e oțetul meu de mere? L-o luat. După ce l-o și luat. Eu am și de mere. L-o luat. Amestecăm așa. Nu pui un pic de apă. Nu, că lasă roșiile. Ah, ok. Lasă roșiile. Eu aș putea să iau și să le tai așa mărunt, știi? Mm. Nu știu ce să fac. Să le tai sau nu? Când e așa o picarcă din asta și ți-o tai, e altceva. E altceva, da. Ok. Ia să vedem ce roșioare luăm de aici. Asta eu cred cu nasul. Da, dar chiar până acum n-am văzut cum e crescut nasul. Așa. Da. Mai sunt așa roșii, mai deformate. Dar sunt roșii faine astea. Gigasă. Gigasă. Da. În 30, luna asta, e ziua lui nepotul lui soțul meu din America, al lui Manu. Și i-o trimis la Dacian o poză cu Dobos, ca eu să-l fac, dar o să-l fac mai repede, nu în 30. Fiindcă trebuie să vadă nevasta lui cum fac eu. Și vrea să facă nevasta lui de ziua lui. Dar am mai făcut eu așa sarmale și acum știe Marina să facă. Marina să știi că n-am uitat că trebuie să fac doboșul. Poți să fii liniștită, să nu crezi că nu o să-ți mai arăt și ce faci de ziua lui. Cu toate că poate mai și comand tu ceva. Dar o să-l fac. Dar nu-l fac așa repede, că... Fac așa mai, pe când se apropie, cu vreo 2-3 zile mai repede.
Și o să facem Dobos. Încă nici astăzi. 21? Nu, în 22. Nu, în 22. Nu, 22 sau 23? 22. Nu, dacă suntem în 22, ăsta-l pun așa, aici. Pun acolo. Suntem în 22, cam în 25 încep să fac. Da. Să fac ca să vadă Marina și să facă și ea. Nici nu știu când cade. 25, ia, uite-te să vezi. Săptămâna asta, pe sâmbătă, uite-te să vezi. Da. 25 o să fie sâmbătă și 26 o să fie duminică. No, atunci eu sâmbătă o să fac în 25 și până în 30 ai tot timpul ca să faci și tu. Așa cred că... Stai să mă uit. Deci 26 cade sâmbătă. Sâmbătă, da. Și atunci tu ai tot timpul să faci până când e ziua lui soțul tău. 4 zile. Să-l fac sâmbătă ca să... Sau poate chiar vineri îl fac, văd eu. Ca să-l facă și româncele noastre. Un exemplu, să uite la mine și îl face cum fac eu. Eu îl fac vineri și ele să facă sâmbătă. Știi? Poate vineri îl fac. Nu. Ca să-l facă și româncele mele. Dacă fac, fac rețetă. Da. Da, da. Și o să facem Dobos. Deci m-am ocupat de sălată, să aibă timp să stea în oțet, în ulei, în usturoiul ăsta să intre gustul. Așa arată. Și pun și usturoiul ăsta. E o sărată minunată. La nepoțelul meu îi place, la Roberto, sărata asta. Când era mic, îi făceam o sărată din asta. Și cartofi prăjiți? Mamă, ce da, foarte bune. O salată din asta, așa cu ardei, cu roșii și cartofi prăjiți pe lângă. Mamă mia! Așa. Și mai pun ceva?
ce voi. Un pic de frunză de pătrunjel. Da. Ok. Dar ce s-o râs de mine când am vrut să iau, să tai frunzele de pătrunjel pe o stândură din aia mai mică, așa era ieri. Mm. Și ce vrei să te joci ping-pong? Da. Ping-pong, vrea să se joace. Acum tăiem și frunzășoarele. Acum punem pătrunjelul ce l-am tocat. Punem deasupra. Să știți că îi dă un gust minunat. Am aici două furculițe, dar nu sunt mai. Așa. O fugit. Le-am pus acolo la spălat. Iată așa, uitați ce frumos arată. Să știi că și Natalia spune iată așa. Și ea spune. Ieri o zis. Da? Da, ieri o zis, iată așa. Da, s-o lua după noi. Adică nu auză pe noi și... Deci mie așa îmi plăcea. Eu pot să le tai cubulețe. Nu, lasă-le așa. Îmi plăcea, uite așa, când e în farfurie, să stai. Da, să tai și să mănânci. Și să mânci cum vrei. Da. Sincer. Și mie tot așa îmi plăcea. Și atunci faci ea ca așa. Să vedem dacă e sărată aia cu asta. Leca. Mmm, iam, iam. Mhm. Parcă mai trebuie sare. Și o lac de oțet. Mai muscă. Păi, na. Ce să faci? Acum apusă-i. Să fie. Cu veselie. Da. E foarte bun. Păi vezi, acum amestecă și vietiem. Pusă-i. Pusă-i. Hey. Acum o să fie bun. Să știi. Amor, o fi fain. No, bine. Deci, tot sucul ăsta l-a lăsat roșiile și așa arde, eu nu pot eu să zic că nu.
E bună rău. Uh-huh.